Amin. Aș vrea să dăm cinste cuvântului pe care îl voi citi din a doua scrisoare pe care o trimite Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, capitolul 4, versetul 10, dacă se poate să fie proiectat. Ascultăm cuvântul Domnului. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia și Tit în Dalmatia. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Am ținut cont în prima biserică să fiu la biserica Mamă Toflea acum o săptămână, ca să pot să le mulțumesc, și a doua biserică sunteți voi. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze case, copii, nepoți, cu sănătate, cu bucurie, cu zâmbet. Că zâmbetul e terapia sufletului. Asta contează foarte mult. Am venit nu să predic, că nu-s mare predicator. Și asta nu o spun de modestie. Și am venit doar să vă mulțumesc. Și cu ocazia acestei mulțumiri, să vă aduc și mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Aș vrea să mulțumesc bisericii pentru rugăciunile pe care le-ați înaltat înaintea Domnului pentru mine. Să mulțumesc fraților care m-au vizitat și fraților care rugăciunea voastră a ajuns înaintea Domnului. Fraților care m-au ajutat, care m-au vizitat, care au fost pe la mine. Au fost momente grele. Am trecut cu băiatul meu când mi-a murit, am trecut cu fata când mi-a căzut în depresie. Am trecut. Asta trebuia să trec și asta. Nu mi-am dat seama că voi ajunge la spitalul Sfântul Ioan, Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Ion Marandel, pe fratele Gheorghe Trocea și pe ceilalți frați, în moment nu-mi vine acum, care s-au ocupat mai în detaliu despre mine, de m-au dus la spital. Și 7 zile în comă, nu știam nimic, nu știam unde. Era o minune cu creatilina 22, când alții la 12, 15 maxim au murit. Profesorul mi-a spus, unul la mie, dacă scapă, și am spus, domnul profesor, ca să nu-l supăr. Și asta am spus, că cu mine vorbea părinte, nu părintele are ultimul cuvânt, nici dumneata ca profesor, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Veneau foarte mulți frați pe la mine și îmi spuneam, nu te teme, dar eu nu mă tem. De ce îmi spui să nu mă tem când eu nu mă tem? Spuneți-mi altceva, dar eu nu mă tem. Odată cu 4 ani, 5 ani în urmă, aveam unul dintre zboruri plecat în Anglia și mai că nu se rupea aripile avionului și toată lumea s-a panicat, s-a ridicat în picioare. Eu stăteam liniștit și omul care stătea lângă mine m-a lovit cu cotul și mi-a spus, dumneata, nu te tem de moarte, nu, domnule, moartea se teme de mine. Eu nu mă tem de moarte. Într-o zi tot am să mor. Dacă nu, acum mai târziu tot am să mor. Biblia spune că toți suntem datori cu o moarte înaintea Domnului. La ce să mai mă tem când eu tot am să mor? Nu, dar spunea un om al lui Dumnezeu, nu mă tem de moarte, ci mă tem de veșnicia ei. Adică teme-te să nu păcătuiești și să nu ajungi iad. Dar de murim, murim toți. Pentru că ferice de morții care mor în Domnul. Moartea nu-i decât altceva, decât o punte de legătură între noi și Dumnezeu. Când ne vom închide ochii în lumea asta, le vom deschide în lumea lui Dumnezeu. Nu m-am temut. Dar durerea era durere. Niște dureri cumplite de tot. N-am putut dormi 10 zile, n-am putut întinde un ochi. Dar că sunt în mijlocul dumneavoastră, e datorită rugăciunilor pe care le-ați înălțat. Mulțumesc Domnului, fratelui Remus, care m-a vizitat, fraților din echipă, și tuturor, Dumnezeu din cer să vă răsplătească la toți. Nu vreau să spun multe despre mine, nu despre asta am venit să vă spun, ci pentru că mă simt bine, măcar că o perioadă de vreme trebuie să fac dializă de 3 ori pe săptămână, nu e ușor, e foarte greu să stai câte 4 ore întins pe pat
Și acum sunt operat pe pept, am un capetel, un furtun cu două capete, unde mă cuplează să fac dializă. Fac luni, fac miercuri și fac vineri. Nu e o problemă asta. Probabil că vrea Domnul să mă purifice mai bine, să fiu mai curat. No. Aș vrea să ne întoarcem la cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Dima, un bun colaborator, un bun prieten al apostolului Pavel, un bun slujitor al apostolului Pavel. La un moment dat, omul acesta l-a părăsit pe apostolul Pavel. Și Pavel, cu atâta durere în sufletul lui, să te poate părăsi un prieten, nu e atât de ușor. Permiteți-mi să vă spun că devine nu e cel ce rămâne părăsit, ci devine e cel care te părăsește. Ăla nu ți-a fost prieten niciodată. Un adevărat prieten nu te lasă niciodată. Îi mai auzi pe alții, lasă că m-am și alți prieteni. Dumnezeu, n-ai fost prieten. Nu te poți părăsi de un prieten atât de ușor. Nu te poți desprinde de el. Sfântul Apostol Pavel a pus prea mult suflet pentru Dima. Și începe să spună, mă doare inima că m-a părăsit Dima. Momentele acum când am primele lucruri, prima lui întemnițare pe care a avut-o, mi-e foarte greu să mă lași când mi-este cel mai greu. Nu e atât de ușor. Să te poate părăsi un prieten când ți-este cel mai greu. Ăla nu ți-a fost prieten niciodată. Să fii întemnițat, să fii, mai știu în ce probleme, și să vezi că nici telefonul nu mai sună. Sfântul Apostol Pavel face această plângere în inima lui și îl doare foarte mult de acest om că l-a părăsit. Mai mult decât atâta, Pavel vede un altceva în inima lui Dima ca slujitor, ca colaborator cu el. Picajul ăsta spiritual din inima lui, abandonând viața și slujirea pe care o făcea înaintea lui Dumnezeu. De dragul lumii, de iubirea lumii, de farmecul lumii. Și Sfântul Apostol Pavel perde un astfel de om cu atâta putere, cu atâta viziune care era alături de el. Nu e atât de ușor. Te doare inima când te părăsește un copil. Te doare inima când te părăsește o nevastă, un soț. Cu cât mai mult un prieten adevărat. Sunt foarte mulți oameni care spun, am avut 5 prieteni, au plecat, dar nu e nicio problemă. Nu ți-au fost prieteni. Când un prieten nu te sună, îl suni tu și îi spui, îmi pare rău, ce ai de nu mă sune? Sfântul Apostol Pavel rămâne cu atâta regret și cu atâta durere în suflet în momentele lui cele mai grele. Dima l-a părăsit. De ce ai mesajul din dimineața zilei de astăzi l-am intitulat așa? Nu te lăsa înșelat de frumusețea lumii. Ea oferă mult și de foarte multe ori ne lăsăm înșelați și pierdem valori, abandonăm slujirea la care ne-a chemat Dumnezeu. Tu spui că îi mergi bine, dar din 80% cât lucrai Domnului, ai rămas la 10%. Tu spui că mergi bine. Și Biblia cu explicații și cu cuvintele Domnului în roșu o deschis când și când. Tu spui că mergi bine, dar nu știi de câte vreme n-ai mai postit. Tu știi că mergi bine, spui că mergi bine. Și cu rugăciunea nu știu cum te rogi și cât te rogi. Tu spui că mergi bine și la biserică vii odată, nu știu când, sau poate odată la cina Domnului. Și sunt atâtea lucruri de care ne separ și ne despart de slujire. Slujire nu înseamnă doar numai ambon. Slujire nu înseamnă numai de a fi cântăreți. Slujire înseamnă și post și rugăciune. Slujire înseamnă și ajuta săraci. Slujire înseamnă să mergi pe stradă și să îmbărbătezi oamenii. Slujire înseamnă tot ce faci pentru Hristos. Dacă te-ai uita în viața Domnului, fă la fel și nu ai să greșești niciodată. Pentru că omul e slujitor împreună cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Și un pahar de apă rece dacă dai cuiva în numele Domnului. Și aia este o slujire. Indiferent tot ce facem pentru Dumnezeu, e slujire.
Și mulți au abandonat această slujire de frumusețea, de atracția lumii. Este adevărul. Dima, privind, și tot s-a dus. Într-o împrejurare, Sfântul Apostol Pavel predică Evanghelia și alungi privirea până la mijlocul nopții. Vorbirea până la mijlocul nopții. Eutic, pentru că n-avea stâmpără. Stătea pe fereastră. Cum se poate atâtea canapele să stai pe fereastră? Biruit de somn, cadul de la cat al treilea. Unde? În întuneric, pentru că privea lumea. De foarte multe ori cădem acolo ceea ce dorim. Biblia spune că în odaia acolo erau foarte multe lumini. Cum de n-ai căzut în lumine, de-ai căzut în întuneric, pentru că privea totdeauna. Privirile te duc în direcția unde te uiți. Să nu uiți niciodată. De aceea Iov spune în cartea lui, am făcut un legământ cu ochii mei, să nu mă uit, să nu privesc, să nu-mi pot murdări mintea, pentru că Dumnezeu a așezat în mintea mea planul lui divin și în inima mea. Dima spune că din dragoste pentru lumea de acum, a avut multă dragoste pentru lumea de acum, ce m-a părăsit. Nu e atât de simplu. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iacob, capitolul 4, versetul 4. Prietenia lumii este vrășmășia sau dușmania cu Dumnezeu. Cine vrea să fie iubitor sau prieten cu lumea, să va face vrășmaș cu Dumnezeu. Tind să cred că omul ăsta n-a iubit niciodată pe Dumnezeu. A iubit mai mult lumea. Devii vrășmaș al lui Dumnezeu. Devii dușmanoș când noi iubim lumea. Trăind în lume, nu putem trăi, dar nu trebuie să o iubim nici lucrurile ei. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. De foarte multe ori Israelul, dacă citiți Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, l-a părăsit pe Domnul slujind altor Dumnezei, aducând tămâi altor Dumnezei. Și Dumnezeu gelos spune, sunt gelos cu o gelosie, pentru că m-ai părăsit izvorul dătător de viață pentru alte lucruri, fie pentru lucruri materiale, fie pentru alte lucruri. Nu zic că nu sunt bune. Cine predică că nu trebuie să fii bogat, ăla e un om leneș. Cine zice că nu trebuie să ai bani, ăla e un sărac prăpădit. Cine zice că nu trebuie să ai o mașină, ba trebuie să ai. Dar să nu pună stăpânire pe tine. Am avut în Sfânta Scriptură și avem oameni bogați care l-au slujit pe Dumnezeu. Și inima lor nu a fost lipită de acest pământ, ci de Dumnezeu. Și n-a putut să-i despartă nimeni. Dacă am putea privi viața lui Iov, era cel mai bogat în țara Uți, nimeni ca el, se laudă Dumnezeu cu el, o familie numeroasă, fete frumoase, familie frumoasă, om bogat și omul ăsta într-o singură zi pierde tot, lovit și de o boală, dar omul ăsta pentru că a avut inima lipită de Dumnezeu, nu și-a permis măcar un cuvânt să spună la adresa lui Dumnezeu, pentru că era iubitor de Dumnezeu. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, sunt nebun, dar nebun după Hristos. Cum de se poate, Pavel, în lanțuri și tu să-i cânti lui Dumnezeu? Asta e o nebunie. Am mai spus-o și la Toflea. Era un frate de la Toflea, Paris Merca. Era pe moarte. Și-a luat telefonul, era în terapie intensivă. Și s-a înregistrat cântând lui Dumnezeu. Glorie, glorie, aleluia. Și el era pe moarte. A mai trăit două ore și s-a dus. Nu se poate alții pe moarte lăudând pe Dumnezeu, când nici moartea nu-i poate. Asta înseamnă iubire multă. Siropul ăla dragostei, bunătății lui Dumnezeu în noi. Două arme pe care nu le poate deține diavolul.
bunătatea și dragostea. El e plin de ură și nu are bunătate. Ura, pisma, răutatea, invidia, înșelăciunea, curvia și toate astea, astea le poate deține el. Nu cred că sunt între noi. Armele pe care nu le poate deține diavolul e bunătatea și dragostea. Cu asta putem învinge orice. Când în noi și Dumnezeu spune bunătate voiesc, când în tine-i dragostea lui Dumnezeu, poți să învinge orice. Și răbdarea asta sfinților, Biblia spune că Iisus a răbdat și încă răbdare până la cruce. Diavolul nu le are pe asta. Bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu, înfruntă orice, trece prin orice. Observați, dumneavoastră, iubirea de Dumnezeu în tinerii din Babilon. Păi dacă n-ar fi iubiți de Dumnezeu, dacă n-ar iubi de Dumnezeu, n-ar prefera să intre mai bine în foc. Tot spus, mai bine în foc cu Dumnezeu decât să trăim liber în Babilon, în lumea asta și fără Dumnezeu. Împăratul babilonian îmi spune, închinați-vă chipului pe care l-am înălțat. Nu, împărat, aici parafrazez. Eu i-a spus, mai bine în foc și cu Dumnezeu, decât liber, trăind bine, mâncând la masa ta și fără el. Au intrat în foc și Dumnezeu era cu ei. Binecuvântat să fie Domnul. Când a ieșit din foc, Domnul a rămas acolo. Și m-a așteptat pe mine, te-a așteptat pe tine, pe tine când a intrat cu soția, cu copilul, cu noi toți, ca să nu ne arde pe noi focul. Focul știi ce arde? Doar legăturile din viața noastră străine. Pe noi ne face liber. Spuneți un amin pentru gloria Domnului. Cine se face prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Încă ne permitem să discutăm atâtea secrete a bisericii cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Noi nu-i încurajăm, îi descurajăm. Și apoi le spunem, n-ai vrea să vii la mântuire? Păi până acum tu mi-ai spus că pocăiții fac asta, fac asta, fac asta. Și acum îmi spui, vină la pocăință. Asta s-o aștepți, dumneata, niciodată. Știm că trebuie să fim o lumină. Știm că trebuie să trăim în lumea asta. Trăim în ea, că n-avem încotro. Dar nu trebuie să o iubim. Iubim oamenii, iubim păcătoși, că și Iisus i-a iubit. Dar nu iubi păcatul, nu iubi faptele lor, nu te împrieteni cu ei. Nu poate sta lumina și întunericul împreună, nu te fă mai sfânt decât Dumnezeu. Nu, separă-te. Și ce înseamnă sfânt? Separat de lume, pus deoparte. Și noi mergem să ne tevălim cu ei la glume, la vorbe, la calomnie, dacă se poate glume și de seama unui pocăit. Cum îți permiți așa ceva? Toți care fac astfel de lucruri greșite demonstrează că viața lor n-a fost clădită pe o temelie solidă. Niciodată. Casa lor, viața lor spirituală nu a fost zidită pe stâncă. Și stânca e Hristos. Pe nisip, când bate vântul ceva și se clatină. O adevărată credință e să rămâi neclintit când bate vântul și furtuna. Când boala amenință, când să rămâi același. Toți medicii mi-au spus, dumneata, să rămâi toată viața pe dializă. Dar nu mă sperie vocea asta. Tu n-auzi că mă vindec. Știu că iau aparatul ăsta de dializă și umblu toată lumea să vezi Evanghelia. Și eu aici tot nu stau. Profesorul, profesor, domnule, și profesor. Dar eu nu cred ce spui, dumneata. Oh, părinte, ce? Da. Eu nu cred. Că mă vindecă, că nu mă vindecă, eu aici nu stau cu voi. Rămân neclintit, nu mă sperie nimic. Chiar de foarte multe ori, chiar dacă mi-a spus soția să nu mai spun, o spun. Nu mă sperie moartea. Eu chiar sunt pregătit să plec.
Dacă mai trăiesc, vreau să trăiesc pentru Hristos. Nebunia mea, că sunt foarte nebun după Dumnezeu. În avion și peste tot, bolnav și asta, nu mă interesează. De multe ori mi-am lăsat familia fără hrană, fără nimic. Și am alergat să-i aduc pe oameni la Hristos. Peste 90% tofrenii s-au întors prin slujirea mea. Sute și mii de oameni. De asta nu ajută la mântuirea dacă nu trăiesc. Am nebunia asta în cap să predic pe Hristos. Am predicat peste tot. Și încă simt că tot n-am făcut nimic. Din 92 până în prezent, nebunia asta n-a ieșit din mintea și din inima mea. Doar Dumnezeu, doar Dumnezeu. Până spunea soția și fetele, nu te suntem și noi sătuți să stai acasă. Tot timpul, alergat, alergare. Probabil și oboseala asta, din Germania, Anglia, Anglia, America, America, România. Abia aștept să mă vindec. Mi-am făcut un proiect să evanghelizez toată România, toate cătunele. Înainte să mor, măcar 10.000 de oameni să se mai întoarcă. Am nebunia asta în capul meu. Durerea lui Pavel era că Dima lasă slujirea, lasă viața aceasta spirituală. Nu poți sluji la doi stăpâni. Nu există om. Alegeți pe care vrei. De a fi o viață spirituală, asta înseamnă să fii preot în casa dumitale. Asta înseamnă multă încredere, neclintită în Dumnezeu. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Vin să cred că Dima n-a avut dragoste de Dumnezeu. El a iubit slujirea, nu a fost slujitor. Unii iubesc amvonul, dar nu iubesc oamenii, dar nu se apropie de tine, dar nu te întreabă ce-i cu tine, dar nu te vizitează. Ce înseamnă slujirea? Nu te întreabă, are de mâncare. Ce-i cu el? Mai șterge-i lacrima, mai încurajează-l. Asta am făcut în Tofle, o viață întreagă. Caută oamenii. Mai puțin ăsta. Au fost oameni care s-au întors la Domnul datorită bunătății. Zâmbește-le, întreabă-i de ceva. Oamenii se așteaptă, întrebați. Cât mult contează să întrebi un om cum ești, cum te simți, cum e familia. Și alții ca să scape tine, bine, bine. Mă, oprește-te puțin. Ia de ce? Da, am probleme în casă cu soția. Unul m-a îmbrățișat plângând și a spus, am probleme mare cu băiatul. A dat în patima drogului. Și de ce ai spus la început că ești bine? Zice, mi-o vă rușine. Trec farisei, trec oamenii mari pe lângă Petru, bet pe scar, om neșcolit, needucat. Așa ne văd pe noi, oamenii din lume, pe pocăiți. Ce știe pocăiții? Doamne, ai milă de ei. Știe? Iisus n-a trecut. S-a oprit în drepturii și a spus, s-a oprit, Pietrule, din tine voi face un pescar de oameni. Ce mult contează această slujire? Să te cobori la cel căzut, să-i faci o vizită acasă, să-i întreb. Atâtea lucruri mi-a trecut prin minte cât am stat în spital, de greșelile pe care le-am avut, cam destule. Nu vă predică un sfânt, un om cu greșeli. Și am spus, Doamne, ajută-mă să nu le mai fac. Apropiere de Dumnezeu contează foarte mult pe Duhul Sfânt și pe părtășia cuvântului adevărului. Mă apropii de Dumnezeu, cred în puterea Duhului Sfânt. Într-o împrejurare, Iacov spune fiilor săi, mâine va merge înaintea Domnului Dumnezeului care m-a scăpat și m-a binecuvântat. Curățiți-vă, schimbați-vă hainele că trăim în prezența Lui. Când te apropii de Dumnezeu, te dezbraci de tine și te îmbraci în El.
golești tot ce e în inima ta. Nu vină cu inima plină înaintea lui, că n-are ce mai pune Domnul acolo. Golește-ți-o, să pună el dragoste, bucurie, părtășie, lumină. Și toată biserica să spunem amin. Mă apropii de încheie. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Oamenii născuți din Dumnezeu, din cuvânt, biruiește lumea, trăim în lumea asta, ne folosim de ea, dar noi iubim. Ce înseamnă biruiește lumea? Biruie-te pe tine! Noi ne avem de luptat împotriva unui altora. Am atâtea greșeli pe care trebuie să-i corectez în viața mea. Fariseismul caută să corecteze pe alții. Adevăratele arale pocăinței se corectează pe sine însuși. Am ajuns până acolo să mă lupt cu mintea mea să nu gândesc despre dumneata rău, că mă tem de Dumnezeu, că nu mai poate pune Dumnezeu planul lui de vină în mintea ta. N-are cum. Nu gândi rău, dar să mai ajungi să faci. Nu vorbi. Toată lupta, toată biruința e să te lupți pe tine și să te birui pe tine. Și toată biserica să spune amin. Dima n-a fost, cred, un om născut de a putut iubi lumea. Mai corect este că acest om, Dima, ar putea compara așa cu soția lui Lot. De ce credeți că soția lui Lot s-a întors privirea în spate, pentru că s-a uitat la ceea ce o a atras-o. Și femeia a murit. Câte lucruri ne atrag pe noi? Dacă nu se întorci privirea, se întoarce inima. Spunea un tânăr odată, pastore, dacă nu-mi iau mașina aia, mor dacă nu o iau. Băi, băiatule, nu zici bine, că nu zici bine. Tu trebuie să morci pentru Hristos, mă, nu pentru mașina, mă. Nu-i corect așa ceva. Dacă nu mă căsătoresc cu fata aia, auzi pe alți tineri, mor. Și s-a căsătorit cu ea și și-o muri spiritual. Pentru că nu a fost voia Domnului. Ne atrag frumusețele tinerilor. Dar nu o întreb dacă e pocăită, dacă iubește casa Domnului, dacă ia cina Domnului, dacă e cu Scriptura în mână, dacă ascultă de părinții ei. Mi-a plăcut foarte mult ce spunea un frate, zice, sunt unii copii care sunt cruci în familie lor. Și unii părinți spun, hai să o căsătoresc, poate eu opresc picioarele să mai aleargă. Și dumneata îți vin scruce la altul și împoverești și pe altul. Și în loc să o rezolvăm, mai dăm cruce, o vindem și la altul. Știi că fata nu-i pocăită și o grăbești la căsătorit. Știi că băiatul nu-i pocăit și îl grăbești la să se căsătorească, că poate să va pocăi. Păi nu s-a pocăit înainte, ci după mai nenorocește și al doilea copil. Iată ce fac unii părinți și unii oameni care n-au naștere din nou, privind și dorind lucrurile care nu sunt. Dacă ne uităm așa în căsătoria, Isaac și Rebecca, Rebecca venea de la izvor, Isaac de la fântână, amândoi. De ce probleme în căsătorii? Pentru că mai întâi, uite-te, e iubitoare de Dumnezeu sau nu? Sau că e frumoasă? Și atunci ne înșelăm. Pentru că privirile, dorind doar frumusețea, nu primim și doar lăuntrul. Și atunci băgăm vina pe Dumnezeu. Ce am făcut, Doamne? Tu ai ales și nu eu. Am zis că mă apropii de încheiere. Creștinul nu aparține acestei lumi, dar trăiește în ea. Noi nu aparținem acestei lumi, dar trăim în ea. Într-o altă împrejurare, cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan, evanghelistul Ioan, în epistola lui, prezbiterul Ioan, 2:19, i-au ieșit din mijlocul nostru
dar nu erau dintre ai noștri. Că dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Dima, din dragoste pentru lumea asta, m-a părăsit. O câte lucruri noi am părăsit. Biblia spune că Israelul a părăsit pe Domnul. Câți oameni pentru lumea asta l-au abandonat pe Domnul? Câți oameni și-au părăsit dragostea dintâi? Nu mai sunt înflăcărați pentru Hristos și nu mai arde nimic în inima lor când intră în casa lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, cu 30 de ani în urmă ne adunam în fiecare zi în casa la fratele Gheorghe Todorache și aveam în fiecare zi lacrimi de plâns în prezența Domnului. Și astăzi se predică, se cântă și nu mai vezi o lacrimă. Câți oameni și-au pierdut dragostea dintâi, bunătatea, pasiunea pentru Hristos, iubirea de Dumnezeu și de biserică, părtășia cu frații. Pentru că ne-am apropiat prea mult de lume, ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Închei cu ultima ilustrație. Petru, motiv de care s-a lepădat de Dumnezeu, e că îl urma pe Domnul de departe, o pocăință la distanță. Când Dumnezeu spune, apropie-te mai bine de mine decât să aduci jertfă. Ce cere Dumnezeu? Apropiere. De foarte multe ori am adonat atâtea lucruri din viața noastră. Iubire, caracter, bunătate de Dumnezeu și de prieten. Spunea cineva, cât ești de aproape de Dumnezeu, cât ești de aproape și de mine. Dacă nu ești aproape de mine, nici de Dumnezeu nu ești. Dacă nu mă iubești pe mine care mă vezi, cum poți să iubi pe Dumnezeu pe care Dumnezeu nu-L vezi? Trăim o vreme și un secol când oamenii L-au părăsit pe Domnul. Vorbim despre El, dar nu-L cunoaștem. Când oamenii ar trebui să-L cunoască pe Dumnezeu, un lucru pe care l-a dorit Dumnezeu inima e că sute de ani Israelul l-a așteptat pe Iisus și când a venit Iisus nu L-au cunoscut. Să urcă pe muntele măslinilor, privește toată cetatea Ierusalimului și a început să plângă. A plâns și a plâns. Privind cetatea spunând așa, la câți oameni se uită Dumnezeu, la câte familii se uită Dumnezeu și spune, tu nu mă cunoști. Tu încă n-ai relație cu mine, tu încă n-ai venit în prezența mea. Tu încă niciodată n-ai venit la mine. Și Iisus spune că a început să plângă. Pentru că viața veșnică e aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu. Și adevărat, nu știu relația dumitale. Nu știu câte lucruri ai părăsit. Slujirea pe care o făceai, râvna pe care o aveai pentru casa lui Dumnezeu. Ceva e cu tine, poate inima ta e atrasă de alte lucruri. În dimineața aceasta, am pe inimă, biserica rugul a prins, s-a născut pe genunchi. Dacă vrei din nou să regăsești valorile pe care le-ai pierdut, ascultă-mă. Nu rugăciune de Doamne, Doamne. Du-te înaintea Domnului. Și spune ca psalmistul. O din oară. Doamne, ajută-mă să urc stânca pe care nu voi putea ajunge. Mi-e greu să urc. Mi-e greu să mă duc. Poate ești într-o situație care ți este greu măcar să-ți deschizi gura. Poate a fost momente când n-ai putut măcar să te rogi. Neputința, oboseala. Cred că e bine să ne prăbușim înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, rămân acolo până ai să mă ridici Tu și du-mă pe stânca pe care nu voi putea ajunge. Și ce înseamnă închinare, rugăciune, să te duci tu la El, nu El la tine. Dumnezeu l-a chemat pe Avram, din țara Moria. Vino tu la mine.
Îi spune lui Moise, vino pe muntele Sinai, vino tu la mine. Ce înseamnă rugăciune? Să te ducă rugăciunea pe aripi de vânt în prezența lui Dumnezeu. Și toți oamenii care ajung înaintea Domnului nu se întorc neschimbați, nereabilitați. Și ce înseamnă pocăință? Nu înseamnă cunoștință. Nu înseamnă să fii bogat în cunoștință. Pocăință înseamnă reabilitare, schimbare. Alt om, alt soț, altă soție, alt tată, alt om, cu bunătate, cu credință, cu iubire. La asta ne cheamă Dumnezeu. Ne plecăm pe genunchi, toată biserica. Înainte de a ne ruga, am o rugăminte la dumneavoastră, așa stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși. Nimeni nu vede și nimeni nu te cunoaște. Ascultă-mă. Știu că ai pierdut multe valori pe care Dumnezeu le-ai abandonat și le-ai părăsit și simți în inima ta. Ești aici. Nu te rog să te ridici în picioare. Dar atâtea te rog, ridică mâna să mă rog pentru tine. Dacă simți că unele lucruri le-ai părăsit, stai cu mâna ridicată. Și în dimineața aceasta, cel ce-i prezent Iisus, de care simt prezența Lui, să te atingă, să te ia de mână și să te aducă înapoi la valori de care tu le-ai abandonat. Pe fondal așa unui cântăr, cu toată biserica ne rugăm și spunem, Doamne, ia-mă de mână. Ia-mi familia, ia-mi copiii. Mi-este dor de tine și de prezența ta. Și nu vreau altceva decât tu să mă atingi. Ne rugăm toate biserica. Ne rugăm.